Salut! Mulți dintre noi știm ce înseamnă viața de student, iar alții abia acum încep să experimenteze această perioadă a vieții. Și încep prin căutarea unui loc de cazare. Fie că locuiți în cămile studențești sau în chirie, dacă respectați anumite reguli, vă veți proteja și veți preveni situațiile neplăcute. Sunteți studenți, o experiență în care veți cunoaște foarte mulți oameni noi. Însă, la invitația unei persoane cunoscută întâmplător, care dorește să vă însoțească la club, la restaurant sau la o plimbare cu mașina, ar trebui să vă ridice semne de întrebare. Evaluați foarte bine riscurile la care vă supuneți până să vă dați acceptul. Nu uita pe timpul nopții să încui ușa, să asiguri ferestrele, cu atât mai mult dacă stai la etajele inferioare sau la parter. Și nu uita, cel mai important, și tu, ca student, ești dator să ai grijă de tine, de integritatea ta și de bunurile tale. În situația în care sunteți victima unei infracțiuni de orice fel, apelați poliția prin numărul unic de urgență 112 de pe orice telefon fix sau mobil, chiar și în situația în care nu aveți credit. Vă reamintim că în zona importantelor centre universitare funcționează birouri de poliție care vă pot oferi sprijin la solicitările dumneavoastră. Și mai trebuie să știți un lucru. Vânzarea sau cumpărarea unui loc de cazare nu este legală. Trebuie să fiți foarte atenți, întrucât aceasta poate atrage sancțiuni, puteți fi exmatriculați sau nu mai puteți primi locul de cazare pe durata studiilor. Dacă vi se propun astfel de tranzacții, anunțați de îndată comisia de cazare, administratorul căminului sau poliția.